Get Fit cu Cristian Margarit. Discuții sănătoase despre dietă și sport. În fiecare miercuri, după orele 20, numai pe Active FM. Bună seara tuturor, suntem în studioul Active FM, Cristian Margarit, împreună cu Alex Mănucu. Astăzi am fost la o mănăstire, se leagă cum ai dat un titlu emisiunii de astăzi, s-a citit Tatăl nostru acolo. Tema emisiunii este Pâinea lor, cea de toate zilele. Îi aparține lui Cristian Margarit acest titlu. O să te rog pe tine să dai detalii, ce-ai pregătit? Pâinea lor, pentru că m-am gândit la oamenii care s-au apucat de slăbit, s-au intrat pe calea unei vieți sănătoase și au aflat despre pâine, printre alte alimente, că nu ar fi chiar cel mai potrivit lucru pentru alimentația omului, chiar dacă în trecutul nostru ne-am bazat și pe pâine, nu? Pentru a supraviețui. Și am zis să avem așa o dezbatere despre ce aduce bun pâinea, ce aduce rău, când a apărut, ce tipuri de pâine avem, ce tipuri de pâine indicat să mâncăm și în ce situații, nu? Întrebări pe care toată lumea le are și într-un final să răspundem și la magica întrebare eternă: cu ce înlocuim pâinea? Pentru că se pare că suferim și de lipsă de imaginație și atunci ne gândim că din mii de alimente disponibile ne oprim în general la unul. Există obsesii pentru pâine, alții obsesii pentru brânză, alții pentru soia, fiecare cu obsesia lui, alții pentru carne, bineînțeles. Mai rar obsesii pentru salate și vegetale proaspete, nu? Și am zis să structurăm emisiunea, bineînțeles, într-o primă parte, unde discutăm despre pâine și apoi voi răspunde la întrebări. Reamintim modalitățile de contact: Yahoo Messenger, getfit.radio, pagina de Facebook Getfit, da? Sau Cristian Margarit, cei care au deja acest contact printre prietenii de pe Facebook. Dacă nu aveți Cristian Margarit, atunci dați un ad pentru GetFit și putem discuta. Există, bineînțeles, pe getfit.ro secțiunea video, unde avem zona de comentarii, unde se transmite și în direct emisiunea cu video și audio, și acolo puteți pune comentariile dumneavoastră și voi răspunde după pauză. Și ca de obicei, suplimente.ro ne dă un premiu de 150 de lei, un voucher pentru cumpărături pe suplimente.ro la întrebarea cea mai interesantă. Deci așteptăm și întrebările voastre, cât se poate de interesante, cât se poate de încuietoare pentru mine. Mi-aș dori astfel de întrebări în Timișoara, pentru că știu că Active FM este foarte popular în Timișoara. Voi fi pe 19 octombrie cu un seminar, deci timișorenii să se adune cu mic, cu mare, să intre la mine pe site, pe cristianmargarit.ro, și să vadă când avem seminarul de nutriție. Va fi într-o vineri, deci într-o după-amiază, și abia aștept să ne vedem. Am fost de curând la Arad și a fost extraordinar și abia așteptam să ajung și la Timișoara, deci 19 octombrie. Cam asta ar fi, ar mai fi fost, nu, SMS-ul 0734220202 ca modalitate de contact. Ia să-mi deschid și eu Messenger-ul aici până o să începem cu întrebările. Cristian Margarit, pe 19 octombrie la Timișoara, urmează pe urmă în toată țara, nu? Să rimeze cu vorba veche. Cred că e al 10-lea oraș, dacă nu mă înșel. Această participare a noastră la Timișoara face parte dintr-un turneu, se numește Maraton spre Sănătate. Împreună cu Kangu Jams România vizităm diverse orașe ale țării, facem sport și învățăm despre nutriția sănătoasă. Iată că am reușit să ne descurcăm pe cont propriu până acum. Așteptăm și sponsorul, dacă e cineva interesat să participe la un astfel de turneu în calitate de sponsor. Și ia să vedem pe Messenger. Avem o grămadă de prieteni, deci pe getfit.radio puteți să ne adăugați și putem discuta despre pâine. Ai mâncat pâine azi, Alexandru Mănucu? Astăzi, nu, azi nu am mâncat. Am mâncat mai mult orez. Chiar orez. Porție dublă de orez. Iată că deja avem pe listă și un locuitor pentru pâine. Orez simplu. Fără legume, fără nimic? Fără nimic, a fost simplu. Dar chiar mi-a plăcut. Și cu puțină sare, să știi. Puțină sare? Da. Tu, făcând foarte mult sport, știm că ai o masă musculară mare și atunci ai nevoie, poți tolera acești carbohidrați după antrenament, chiar ai nevoie de ei pentru refacere, vrei să și crești. Ți-ar fi mai greu să crești pe o dietă cu foarte puțin carbohidrați.
Și atunci, evident, că poți scăpa și niște pâine în dieta. Hai să facem așa un pic de istorie. De obicei mai scap dimineața. Dimineața? Dar nu foarte multă. Și la o ciorbă, ceva de genul ăsta, ca să pot să mănânc. Unde merge, da, într-adevăr, noi suntem obișnuiți în România să mâncăm cu pâine anumite lucruri și nu prea intră fără, mă gândesc acum și la icră, salată de vinete, poate, nu? Sunt unele mâncări mai grețoase, așa, da, pentru gust, cel puțin, și atunci ajut ușor cu pâine. E cu pâine. Da. Bun, din punct de vedere al istoriei, trebuie să precizăm că există dovezi ale fabricării de pâine sau oricum a unor turte încălzite din plante, da, din anumite surse de amidon, încă din vremuri foarte străvechi. Se spune că 30.000 de ani în urmă ar fi fost perioada când, de când noi avem dovezi că omul făcea un terci din plante, se presupune că rădăcinoase mai mult, și îl cocea, le punea pe piatră încinsă sau le usca la soare. Făcea acest lucru, bineînțeles, pentru că plantele sunt destul de greu de digerat, sursele de energie sunt mai greu de obținut din plante. Existau pe vremuri, evident, acele plante mult mai fibroase, cu o cantitate mult mai mică de amidon decât ce întâlnim astăzi. Adică rădăcinile nu erau așa de ușor de mâncat cum ar fi morcovul, nu? Morcovul de azi e relativ ușor de mâncat, în trecut evident că nu era așa, sau chiar cartoful. Ele au crescut în dimensiuni pe măsură ce au trecut în mileniile peste agricultură, nu? În urmă cu vreo 6-7.000 de ani au început oamenii să cultive pământul și atunci au produs și plante cu un conținut din ce în ce mai mare de energie, pentru că despre asta e vorba, omul vrea să-și ia energie din aceste plante, din acest amidon. Amidonul fiind un polimer al glucozei. Asta ce înseamnă? Glucoza, zahărul din sângele nostru, nu? Celebra glucoză, care hrănește și țesuturile, hrănește și creierul, circulă sub această formă de glucoză prin sânge, este depozitată în corp sub forma unui alt polimer, glicogenul, dar în plante forma de depozitare este în general amidonul. Amidonul acesta trebuia digerat, el este luat, avem în gură, în salivă, o enzimă care începe digestia amidonului încă din gură și se pare că are un rol foarte important. Apoi pancreasul produce și el amilază, deci o enzimă care scindează, sparge, desface amidonul în molecule de glucoză componente și abia apoi aceste molecule de glucoză sunt asimilate, sunt introduse în organism. Deci absolut tot ce mâncăm în materie de pâine, da, că este din făină albă, făină neagră, și trecem și la cealaltă cereale, dacă vreți, secară, orz, ovăz, poate chiar și porumbul ar trebui să fie pe listă, deși nu are gluten, sau orezul, nici el nu are gluten. Cartoful care conține amidon, da, în diverse alte plante, tot acest amidon ajunge să fie descompus, da, digestia lui începe în gură și apoi ajunge în tubul nostru digestiv, unde se continuă această digestie și în sânge ajung doar molecule de glucoză, indiferent cum ar fi. La asta se referă viteza de absorbție. Este viteza cu care organismul nostru obține glucoza din aceste alimente. Bineînțeles că un aliment care are amidon într-o formă rafinată, pură, va fi asimilat mai repede. Un aliment care conține și foarte multe fibre sau vine însoțit de proteine, poate chiar și de grăsimi, va elibera această glucoză mai lent. Deci despre asta ar fi vorba, omul vrea să-și ia energia din aceste țesuturi din plante, nu, din acest depozit, și s-a constatat că încălzită, deci prelucrate, aceste depozite ale plantelor sunt mai ușor de asimilat pentru om. Deci se asimilează mai bine amidonul, mai rapid, asta atunci avea avantaje, bineînțeles, pentru că omul trebuia să mănânce niște plante greu digerabile și trebuia să le mănânce în mare măsură repede, avea și momente când nu se găsea mâncare, avea momente când trebuia să se hrănească rapid și să acumuleze chiar grăsime. Deci iată că atunci era un avantaj să se prelucreze această sursă de amidon și să rezulte mai repede glucoză. În zilele noastre, pentru că noi avem destulă mâncare, în general suntem și sedentari, nu mai este un avantaj asimilarea rapidă a carbohidraților decât în foarte, foarte puține momente. Acele momente ar fi, evident, momentele după un antrenament cu greutăți la o persoană care are o masă musculară
cel puțin peste medie, da? Deci nu vorbim de oameni sedentari care să mănânce cantități mari de carbohidrați după niște antrenamente făcute în joacă sau în glumă, da? Ce se întâmplă după ce această glucoză ajunge în organismul nostru? Bineînțeles, în funcție de ce găsește în organism, poate lua mai multe căi, se depozitează cât se poate depozita, e vorba abia de câteva sute de grame. Dacă ai mușchi mari și sensibili, atunci această glucoză ajunge și în celule și începe să producă energie. Din păcate, această glucoză se poate îndrepta și către ce? Celule de grăsime. Deci glucoza poate fi chiar convertită în grăsime și începe depozitarea. Evident, acest lucru se întâmplă cu ajutorul unui hormon numit insulină și această insulină, de fapt, mediază procesele de depozitare. După cum vorbeam, după antrenament, ne interesează această depozitare, în special aminoacizii care trebuie să intre în celula musculară și chiar glucoza care trebuie să intre în mușchi pentru a hrăni mușchiul și a-l reface. În schimb, această cantitate de glucoză, dacă vine peste un organism cu rezervele deja pline, deci un om care a mâncat deja bine, această glucoză, dacă vine peste un organism care nu are masă musculară, care nu a făcut efort fizic, insulina va duce, bineînțeles, la o reducere a cantității de energie folosite, de a eliberate și va începe stocarea. Hormonii care se ocupă cu folosirea grăsimii drept sursă de energie vor fi opriți, da, anihilați și insulina va trece la stocare. Deci iată de ce în zilele noastre omul nu mai face nici atât de mult efort, nu are nici masă musculară mare și atunci cantitatea mare de glucoză care ajunge în sânge din amidonul, din făină, din pâine, nu este chiar cel mai bun lucru. Deci asta spun, vorbim doar despre energie. Bineînțeles că omul avea mai multe surse de vegetale, da? Se pare că la început pâinea era obținută dintr-un amestec de semințe, deci nu vorbim de cereale sau de grâu, aici vorbim de diverse semințe, chiar leguminoase, dar toate erau câteodată chiar fermentate și acum se face o fermentație, dar este diferită de cea făcută de primii oameni care au început să mănânce aceste roade ale pământului și după această fermentație era încălzită și abia apoi mâncată. Deci pâinea din vechime, că se tot apelează la acest argument că se mănâncă pâine de foarte mult timp, tocmai asta e că nu se mănâncă pâine deloc de mult timp, pâinea este în dieta noastră de o perioadă relativ scurtă de timp, da? Se spune că genomul uman, tot am dat acest exemplu, a avut nevoie de vreo 2 milioane de ani să se stabilizeze și s-ar fi stabilizat acum 200 de mii de ani. Alții spun 100-150, evident că există modificări și adaptări în continuare vizibile la noi, omul continuă să evolueze, nu a rămas pe loc, da? Un exemplu este persistența lactazei, am mai vorbit noi despre lapte și toleranța la lactoză, sunt și alte exemple, dar pâinea totuși a intrat de foarte scurt timp în alimentația noastră și atunci când a intrat, a intrat în alimentația unui om care avea neapărat nevoie de energie, de hrană, pentru că nu depindea supraviețuirea lui de asta. În ziua de astăzi, această nevoie de hrană nu prea mai este atât de importantă, pentru că găsim pe toate drumurile alimente și, în general, sunt chiar pline de carbohidrați. Nu? Ce părere ai de povestea asta? Mi-am adus aminte în timp ce ai pornit istoric cu pâinii și cum se fabrica, ca să spunem între ghilimele, ea la început. Eram acum foarte mulți ani când am dat eu prima oară de o pâine, cum ai spus tu, formată mai mult din semințe. Avea forma cum găsim noi pe piață la zona de dulciuri, cum e susanul acela. Da. Ai găsit așa ceva? Era ceva de culoare maronie închisă, brună așa. Sunt, ai idee despre pâine asta? Sunt într-adevăr și diverse variante de pâine, așa cum spuneam în trecut, chiar ea se făcea dintr-un mix de semințe, nici de cum din grâu. Abia ulterior, când a început să fie cultivat cu precădere grâul, a început pâinea să fie făcută din grâu, făina a început să fie măcinată, la început această măcinare
necesita un efort fizic extraordinar, da, până s-a inventat roata cu care, nu, roata de moară, cele două pietre, deci a fost un proces foarte, foarte lung și care includea foarte multă energie. Și într-adevăr există diverse variante de pâine, care nu este pâinea pufoasă albă pe care noi am cunoscut-o în copilărie, ci sunt de fapt niște alimente obținute prin amestecarea unor semințe, fermentarea lor și apoi uscare sau coacere. O să vorbim un pic mai târziu de ce e foarte important să ținem coaja departe de noi, coaja de pâine, și de ce această parte bună, arsă, caramelizată, bună la gust, nu este chiar foarte bună pentru sănătate și de ce e mult mai bine ca pâinea să nu prezinte această coajă și să fie făcută mai degrabă prin uscare sau ținere la o temperatură cât mai scăzută. Deci pâinea era un mix, un amestec. Și de ce se întâmpla acest lucru? Spuneam mai devreme că era nevoie să elibereze energia mai repede, însă mai un alt aspect cu cerealele, ele fiind niște semințe, plantele au pus în aceste semințe și diversi antinutrienți, chiar toxine, pentru diverse funcțiuni. Hai să luăm cele două funcțiuni de bază. Unu, pentru a păstra sămânța și o face capabilă să germineze doar atunci când are suficientă apă, și apoi pentru a evita dăunătorii și a face diverse animale sau insecte să se ferească de semințe, nu? Deci semințele nu puteau fi digerate în starea lor naturală. Și dacă ne gândim foarte simplu la bobul de grâu, grâul de pe câmp, am cules cu toții spice și am văzut, când eram mici ne mai jucau. Atunci când este foarte, foarte crud, poate fi mâncat așa al mesteci, se asimilează amidonul și îți rămâne în gura acea gumă, nu? Ăla este glutenul, să vorbim imediat despre el, dar era foarte complicat pentru om să mănânce boabele, mai ales boabele uscate, boabele care erau stocate, de fapt, pentru perioade mai lungi de timp, ăsta fiind secretul cerealelor, secretul succesului, faptul că aveam o sursă de energie foarte ușor de stocat. Ele trebuiau măcinate, trebuiau înlăturate anumite părți greu digerabile, tocmai din acest motiv s-a ajuns la măcinare. Deci pâinea suferă niște procesări, ea nu este un aliment natural pentru om. Evident, păsările care au acel stomac special, care mănâncă și pietricele, care au pipota în care se pot măcina, nu în mod natural, semințele de cereale, sunt cu totul altfel construite decât noi. Da? Evident, omul din necesitatea de a supraviețui a folosit și cereale în dietă și ușor, ușor a început să găsească metode de procesare care să permită o asimilare mai bună, așa cum spuneam, în primul rând a energiei și apoi evitarea substanțelor toxice sau greu digerabile. Nu? Compoziția, să spunem, a aluatului, într-adevăr, putem include și diverse alte semințe, totuși aici avem o discuție legată tot de temperatură. Dacă atunci când folosim temperaturi înalte apare o reacție de caramelizare din care rezultă și produși toxici cancerigeni, dovedit cancerigeni chiar, deci coaja de pâine este foarte periculoasă, în același timp includerea unor semințe oleaginoase, de exemplu nucile, semințele cum se face în ziua de astăzi, sau unor uleiuri vegetale în compoziție, supune iarăși aceste uleiuri la cel puțin două surse de pericol. În primul rând, oxigenul, da? Sunt amestecate în aluat și ele intră în contact cu oxigenul, și apoi temperatura, căldura, ceea ce face ca, în special, grăsimile ușor degradabile din plante, da? Celebrele omega 3, omega 6, cărora li se face reclamă, să fie ușor oxidate și ușor degradate în această pâine. Apropo și de pâinea făcută în casă, nu? Pentru că mulți oameni vin cu această idee că pâinea făcută în casă ar fi mult mai bună. Nu este mult mai bună, indiferent ce pui în ea, mai ales dacă pui aceste uleiuri sau pui semințe, nuci, depinde la ce temperatură coace mașina ta de pâine. În general, mașinile de pâine, într-adevăr, nu ard foarte rău pâinea, deci sunt pe undeva mai bune decât pâinea făcută industrial. Da, deci cam asta ar fi povestea așa. Evident, lucrurile au tot evoluat, s-a ajuns la pâine albă, iarăși există un motiv foarte clar pentru care s-a ajuns la pâine albă. Este mult mai ușor digerabilă și, cum spuneam, oferea un avantaj și apoi se păstrează mult mai bine decât pâinea neagră. Pâinea neagră conține, pe lângă amidon, da, această rezervă de energie din bobul de grâu, și mai multe proteine, mai multe grăsimi. Deci zona de
germinare, da, a seminței respective. Și atunci devine instabilă și se strică mult mai ușor, atât sub formă de făină, cât și sub formă de pâine. Iată motivul pentru care am mâncat foarte multă pâine albă, da? Pentru că cea neagră nu ar fi ținut foarte mult și atunci nu avea nimeni interesul să o pună în raft. Evident, pâinea neagră, așa cum spuneam mai devreme, conținând toate acele fibre în plus, vine și cu foarte mulți alergeni în plus, vine și cu foarte multe substanțe iritante pentru tubul digestiv, culmea vine și cu acel celebru acid fitic, care blochează absorpția mineralelor și în cursurile mai vechi de pediatrie chiar se spunea foarte clar că la copiii mici nu se recomandă pâinea neagră pentru că blochează absorpția calciului. Din păcate, în ziua de astăzi a ajuns să se facă reclamă la combinația de lapte cu cereale integrale, care evident se bat cap în cap. Exact, nu ar fi chiar cea mai bună idee din mai multe motive. Da, deci vorbim de fapt de niște semințe care conțin și toxine și o să vorbim despre gluten imediat. Vorbim de aceste semințe care conțin energie, dar conțin și substanțe iritante, substanțe alergenice. Spuneam că pentru anumite persoane care vor să ia în greutate, etc., pâinea poate fi un aliment potrivit, pentru că ea mai face încă un lucru, îți crește apetitul. Deci din ce mănânci pâine, din aia ai mâncat mai mult și se poate spune așa, totalizând, că poate da o dependență. Această dependență este legată în special de proteina conținută în pâine. Evident, sunt mai multe proteine, dar două ne interesează în mod special și una este cea mai periculoasă. Ele formează glutenul. Da, avem glutenina și gliadina. Gliadina fiind similară cu opioizii. Opioizii sunt anumite substanțe care acționează asupra unor receptori din creierul nostru, din sistemul nervos, și au acel efect inhibitor asupra sistemului nervos. Iată de ce după ce mănânci pâine te ia o moleșeală, te ia somnul, iată de ce pâinea dă dependență, iată de ce greul creează chiar obsesii printre semenii noștri. Știm foarte bine că dacă spunem unui om mâncător de pâine să renunțe la pâine, reacționează violent, se revoltă. Asta am făcut și eu, am avut ani și ani de zile în care am mâncat foarte multă pâine, deși erau și atunci oameni care atrăgeau atenția că pâinea nu este bună. Din păcate, dorința mea de a crește în greutate la momentul respectiv, nu, iată ce paradox, mă făcea să mănânc foarte multă pâine. Deci mâncam enorm de multă pâine, lucru care mi-a dăunat pe termen lung extraordinar de mult și pe care aș putea spune că îl regret. Deci iată că pâinea mărește și apetitul din ce mănânci, din aia mânca mai mult, și nu doar printr-un mecanism legat de apariția glucozei în sânge într-o cantitate mare, apoi insulină, apoi hipoglicemie și foame, da? Deci nu doar acest mecanism este implicat, mecanismul clasic de cerc vicios atunci când mănânci carbohidrați, ci și un mecanism mult mai pervers, mult mai profund, legat de acest efect al gliadinei, de acest efect chiar psihotrop, am putea spune, un efect asupra creierului, un efect asupra sistemului nervos. Deci foarte, foarte important să înțelegem de ce pâinea dă dependență și de ce este foarte important să renunțăm la ea. Bineînțeles că apoi, prin diverse molecule pe care le conține, inclusiv în aceste proteine, chiar și prin amidon, creșterea de glucoză, pâinea contribuie în mod esențial la apariția obezității, a bolilor cardiovasculare, deranjează foarte mult proporția de colesterol bun, colesterol rău. Vorbim, bineînțeles, de acele lipoproteine, da, forma de transport a grăsimilor în sânge, și multe, multe alte efecte, oboseală cronică, iritații, probleme ale pielii, probleme chiar de respirație, se pare că este legat alături de lapte de apariția astmului, da, consumul de cereale, balonările pe care le știm cu toți, acea burtă specifică a marilor mâncători de pâine, care în momentul când renunță la pâine imediat observă că li se desumflă burta. Nu doar, deci aceste efecte nu apar doar la cei care au alergie la greu sau boală celiacă. Nu se spune că undeva între 0,5 și 1% din populația globului suferă de boală celiacă, și aici un fapt este foarte interesant, că în zona unde a apărut, și acum ne întoarcem la istorie, în zona unde a apărut greul, unde a început să fie cultivat greul în, să spunem, sud-estul Turciei de astăzi, Siria, Mesopotamia, da, zonele unde au început să fie cultivate cerealele și în special grâul, oamenii au aceeași incidență a acestei boli, boala celiacă, o boală în care
proteina din grâu distruge pur și simplu tubul digestiv printr-o reacție autoimună. Deci un lucru foarte, foarte serios. Se consideră că nu între 0,5 și 1% din oameni au această boală celiacă, există și în România, dar există același procent și în zona unde grâul se consumă din timpurile cele mai vechi. Iată că nu a apărut o adaptare la consumul de grâu, acei oameni suferind la fel de rău de pe urma acestuia. Sună destul de bizar, nu? Față de lucrurile bune pe care le știm despre pâine, știm, nu, că pâinea este aliment de bază, da? Într-adevăr, în istoria omului a fost o lungă perioadă aliment de bază, știm că este foarte bună la gust și nu vrem să renunțăm la ea, știm că acei copii agitați în momentul când primesc pâine seara adorm mult mai ușor, da? Pentru că, iată, sistemul nervos este adormit cu acești opioizi. Ceea ce e un lucru foarte interesant legat de adormirea instinctelor și adormirea sistemului nervos, faptul că acei oameni, primii agricultori, oamenii care au început să cultive, să stocheze grâul, au trecut de la viața seminomadă, nu? Probabil erau păstori, chiar vânători unii dintre ei, vânători cu legători, și tranziția a fost ajutată de prezența opioizilor din grâu. Altfel, spațiul lor personal fiind foarte mare, nu, când erau păstori sau vânători cu legători, nu le-ar fi permis aglomerarea în așezări de tip urban sau chiar satele tipice ale agricultorilor. Deci iată că grâul a ajutat oameni să se calmeze și să formeze societatea. Deci putem spune că grâul, nu, prin acești opioizi a stat la baza societății umane, reducând din instinctele primare ale omului, da, calmând foarte mult omul. Iată un motiv pentru care sportivii sau cei care vor energie maximă, din punctul meu de vedere, ar trebui să renunțe la consumul de grâu, pentru că renunțând la consumul de grâu vor descoperi o cu totul altă lume, o cu totul altă lume unde sunt mult mai energici, unde instinctele sunt mult mai prezente, da, simțurile mult mai ascuțite, reflexele mult mai bune, atenția mărită, și în general oamenii care renunță la pâine simt toate aceste lucruri. Am încercat și eu să conving cât mai multă lume, dar a rămas la obiceiul cu multă pâine. Ai văzut o reacție chiar violentă, și aici aș vrea să aduc o mică adăugire, faptul că s-a răspândit această confuzie, nu, bineînțeles, de către producătorii și vânzătorii de pâine, precum că doar pâine ar conține, de exemplu, fibre, sau că doar pâine ar conține carbohidrați. Evident, o manipulare, nu, în scopul de a vinde un produs cu o valoare adăugată imensă. Hai să ne gândim cât costă un kilogram de grâu și cât costă un kilogram de cereale procesate, cumpărate din supermarket, și chiar un kilogram de pâine. Deci niște oameni fac foarte mulți bani din vânzarea acestui produs procesat, din procesarea grâului, și bineînțeles că atunci sunt interesați să cumpere diversi medici, diversi nutriționiști, diversi ziariști, da, pentru a ne intoxica cu informații de tip, da, în pâine găsim fibre și de asta ar fi bună. Fibre găsim în absolut toate plantele și există nenumărate alte surse de fibre în afara pâinii, și bineînțeles că există nenumărate alte surse chiar de amidon, dacă suntem îndrăgostiți de amidon și de carbohidrați, pentru a le avea în dietă. Deci iată că nu e pâinea singurul aliment care ne poate hrăni, sunt multe alte alimente în era modernă. Aș mai puncta încă un lucru, am avut celebrele 20 de motive pentru a renunța la pâine, da, celebrul articol a făcut într-adevăr furor pe internet și le voi enumera pe scurt. În schimb avem și un top, am făcut așa un top 5 motive pentru a renunța la pâine, și pe lângă faptul că nu sunt potrivite pentru specia umană, și am explicat un pic mai devreme de ce, ele necesită foarte multe procesări, da? Faptul că pâinea îți degradează starea fizică, am vorbit de boile la care suntem predispuși dacă exagerăm cu pâinea, da? De la diabet până la cancer și boli autoimune. Vorbeam de problemele psihice, da, din cauza opioizilor din pâine, până la schizofrenie s-a ajuns cu legătura dintre gluten, gliadin, morfine și corpul nostru. Și mai ar fi un motiv foarte interesant, că pâinea contribuie și la distrugerea mediului prin monocultură, da? Grâul, la fel cum ar fi și soia, de exemplu, la fel cum ar fi și porumbul, cum sunt palmierii pentru ulei în alte zone ale lumii, au preluat zone foarte mari, zone foarte întinse agricole,
în care nu mai crește nimic altceva, unde animalele au fost omorâte, ecosistemele au fost distruse, solul a fost chimizat, faptul că s-a tot întors brazda și au scos din pământ nutrienții, da, acum solul este sărăcit în diversi nutrienți, iată și un alt motiv pentru care ar trebui să renunțăm la pâine, cel ecologist, da, deci ecologiștii mai de ocazie sau mai bine documentați ar trebui să se gândească și la acest aspect, la aceste monoculturi care au distrus de fapt planeta și bineînțeles simbolistica, nu, a spicelor, a grâului, care erau similare cu fertilitatea, erau similare cu bogăția, erau similare cu abundența, ar trebui să se schimbe în ziua de astăzi, pentru că în ziua de astăzi putem judeca altfel lucrurile, dar nu mai suntem în antichitate, nu în Mesopotamia, în Egipt sau chiar în Grecia antică să considerăm neapărat... Se făceau și coronițe în loc de lauri. Coronițe, erau inclusiv acele școli ale misterelor unde se dezvăluia doar unor oameni aleși acest secret, nu, acest mister al germinării semințelor, aceste secrete ale agriculturii și, bineînțeles, ele sunt la baza societății noastre, dar putem să trecem peste, putem să mergem mai departe și putem să tratăm cu totul altfel lucrurile acum, dar nu mai suntem în antichitate și nu mai depindem de greu decât în măsura în care vrem să depindem de greu și măsura în care unii au interes ca noi să depindem de această cereală și să mâncăm foarte multă pâine. Acum, evident, spuneam și mai devreme, există și situații când nu putem mânca pâine, ea se poate strecura așa în dieta noastră ocazional, nu am făcut niciodată o religie din alimentație, spuneam cu alte ocazii, deci nu se pune problema că dacă mănânci o felie de pâine mori, doar că sunt oameni, cel puțin la noi în țară, care mănâncă mult, mult, mult prea multă pâine și iată că sunt și efecte negative, nu doar acele efecte pozitive ale consumului de pâine. Cu ce înlocuim pâinea? A venit încă întrebarea asta, o avem pe SMS acolo. Am ajuns la capitolul cu ce înlocuim. Avem și un SMS-ul la 0734220202. Vă readuc aminte că avem în joc un premiu, un voucher de 150 de lei oferite de suplimente.ro. Acolo puteți să intrați și să vedeți ce minuni de suplimente sunt din gama Now Foods, pentru că de acolo vă puteți alege premiul din această seară, vă repet, în valoare de 150 de lei. SMS-ul sună în felul următor. Probioticele sunt capabile să inhibe efectele gliadinei, ce se regăsește în grâu? Nu cred că probioticele te vor ajuta foarte mult și cu asta începem să răspundem și la întrebări. Mai degrabă enzimele pot ajuta, dar nu este garantat că opioizii sunt astfel descompuși și opriți. Deci nu aș considera că poți scăpa. Deci vorbim de molecule foarte complexe și vorbim de un sistem foarte complex. Este foarte riscant. La fel se pune întotdeauna problema consumului unor variante ale greului din antichitate, nu, celebrul spelta, iarăși o păcăleală, bineînțeles, emmer, einkornul, da, diverse tipuri de greu cu diverse profile genetice, nu, se tot spune, e chiar un profesor celebru care ne tot povestește despre greul diploid, tetraploid, hexaploid, da, deci diverse variante de greu hibridizate, nu, care conțin din ce în ce mai mult gluten și apoi ne face reclamă la pâine. Deci ne explică pe de-o parte, ne dă de înțeles că ce mâncăm noi astăzi din punct de vedere al greului e ceva extrem de periculos și apoi ne explică în reclame cum ar trebui noi să mâncăm pâine pentru că e făcută cu cine știe cât la sută spelta, nu? Care și această variantă de grâu conține gluten, bineînțeles, nu atât de mult și nu este atât de periculoasă ca grâul modern, da? Grâul care se consumă pe scară largă. Deci nu aș considera că celelalte variante de grâu ar fi o soluție. Sunt ceva mai bune decât făina albă și grâul modern, însă nu consider că diferența ar fi semnificativă, mai ales la persoanele sensibile. Și apoi, bineînțeles, se pune problema consumului unor cereale cu conținut mult mai mic de gluten și de gliadină, cum ar fi, de exemplu, secara, cum ar fi orzul, ovăzul, și aici cred că mult mai mulți oameni le tolerează, deci pot fi incluse în dietă într-o măsură mai mare
la cei care vor să-și mențină sau să-și crească greutatea, nu le-aș include la cei care vor să slăbească, evident din cauza conținutului de amidon și a indicelui glicemic mare, pentru că și aici a fost o păcăleală, apropo de indicele glicemic, indiferent că pâinea era cu mai multe fibre sau mai puține, glicemia crește foarte rapid. Deci asta o poate verifica oricine are un glucometru și pur și simplu este un mit acesta că pâinea cu mai multe fibre ar fi semnificativ diferită din punct de vedere al indicelui glicemic de pâine albă, de făină albă. Diferențele nu sunt semnificative, mai ales că făină albă nu e mâncată niciodată goală, da? Mănânci cu diverse alte alimente și în general asta reduce indicele glicemic. Aș propune să luăm o pauză de melodie, că trebuie să mă hidratez, nu? Pâine n-avem aici, nu deținem acest produs, ne-ar fi luat somnul la emisiune dacă mâncam pâine înainte. Și după această pauză așteptăm în continuare întrebările voastre în zona de comentarii de pe getfit.ro video, da? Acolo unde transmitem în direct emisiunea, pe getfit.radio, pe Messenger și pe pagina de Facebook GetFit. Vă reamintesc și faptul că pe 19 octombrie voi fi la Timișoara pentru un seminar de nutriție în cadrul Maratonului pentru Sănătate, nu? SMS-urile 0734 220202. Vă așteptăm imediat după piesă. Sperăm că sunt multe întrebări care vor fi demne de a câștiga un premiu în valoare de 150 de lei oferit de suplimente.ro. Get Fit continuă imediat după această piesă. Rămâneți cu Active FM. Show me.
Cristian Margărit. Discuții sănătoase despre dietă și sport. În fiecare miercuri, după orele 20, numai pe Active FM. Într-adevăr, numai pe Active FM avem 40 de minute de cute peste orele 20 și începe să se încălzească atmosfera așa de tot, având în vedere că ne apropiem de finalul emisiunii și atunci vom răsplăti întrebările cele mai interesante pe care le-am primit atât pe adresa de messenger getfit.radio, la SMS 0734220202, plus pe pagina de Facebook, Getfit, și în zona de comentarii de acolo, de pe streamingul web. Așa este? Exact, pe getfit.ro a mers streamingul, l-am relansat acum pentru că l-am întrerupt în pauza de melodie. Au venit foarte multe întrebări, o parte dintre ele sunt... Am sunat pe SMS. Perfect, sunt completări la ce am vorbit deja. Probabil că mai sunt multe lucruri de spus despre pâine. O să fac o trecere în revistă a celor 20 de motive pentru a nu mai mânca pâine sau pentru a mânca oricum doar așa de poftă, ce avem și un telefon. Da, nu știu dacă putem să luăm în direct, încă n-am verificat... Din punct de vedere tehnic, știam acum câteva săptămâni că acest lucru nu mai era posibil, de-aia am și anunțat în mod expres partea de SMS, am subliniat. SMS, da, deci așteptăm SMS-urile voastre și până vezi tu ce faci cu telefonul, o să trec în revistă cele 20 de motive. A fost un articol foarte, foarte promovat pe Facebook, vă mulțumim tuturor. Iată că există și oameni care au devenit conștienți de pericolul grâului și al pâinii. Pe primul loc sunt într-o ordine, hai să spunem, mai mult arbitrară, pâinea îngrașă, da, am vorbit, odată că vine cu energie, apoi crește apetitul, gliadina despre care vorbim, cu efect similar al opioizilor. Punctul 3, indicele glicemiei ridicate, deci foarte periculoasă pentru diabetici și chiar pentru toată lumea, și o să vorbim imediat de ce medicii recomandă totuși pâine diabeticilor. Grâul conține apoi și acele lectine care au un efect devastator asupra imunității. Sunt niște molecule care seamănă cu diverse zone din corpul nostru și sistemul imunitar este păcălit și începe să atace propriile țesuturi. Aglutinina din grâu fiind foarte, foarte periculoasă, da? Sunt toxice atât pentru inimă, pentru sistemul nervos, provoacă inflamație. Este un aliment foarte, foarte acid care face necesar un efort extraordinar din partea corpului pentru a ridica pH-ul și ajunge în zona de alcalinitate optimă. Iarăși pâinea împiedică digestia și asimilarea proteinelor, pentru care niște inhibitori de protease, da, niște inhibitori enzimatici, vorbeam de faptul că sămânța este protejată. Fibrele din grâu irită foarte rău tubul digestiv, foarte important. Pâinea prin opioizii respectivi afectează și producția de serotonină, deci poate induce depresie. Grâul modern, după cum am tot spus, este foarte, foarte diferit de cereale și grâul de la începutul agriculturii, deci este mult mai periculos. Crește colesterolul rău, am mai vorbit, prin amilopectină, da? Nivelul de estrogen este și el crescut, scade nivelul de testosteron, deci iarăși pentru bărbați sunt probleme. Vorbeam de aciditate, deci automat oase fragile și probleme ale dinților. Drojdia iarăși este și ea foarte periculoasă și aici aș aduce completarea, nu? Că acea drojdie folosită astăzi în pâinea modernă este o drojdie selectată pentru niște obiective clar de ordin comercial și este foarte diferită de dospirea tradițională a pâinii, care se făcea cu un amestec de drojdii și fermenți lactici, celebrul sourdough, cum se numește în engleză, deci aluatul acru. Da? Deci acolo se folosea un mix de lactobacili și drojdii. Da? Acum se folosește doar drojdie din motive industriale și, bineînțeles, în coaja de pâine, am discutat, există această acrilamidă, precum și alți compuși rezultați din reacția de caramelizare, reacția Maillard. Este o reacție prin care, evident, obținem gust și culoare, dar și produși cancerigeni. Acidul fitic, vorbeam că blochează absorpția mineralelor. Da? Spuneam că și pâinea biblică, celebra pâinea lui Ezechiel, atât de promovată, să spunem, și
nu vorbim de rugăciunea Tatăl nostru, cu pâinea noastră cea de toate zilele, acea pâine nu era făcută exclusiv din grâu, nu era făcută nici măcar exclusiv din cereale, ci dintr-o mulțime de semințe, inclusiv diverse semințe de leguminoase. Motivul ecologist, da, pământul este otrăvit pentru cultura grâului. Această monocultură de grâu are nevoie de distrugerea, nu, a ecosistemului, deci dispar toate celelalte plante și animalele din acea zonă și sunt înlocuite cu o singură specie, cu o singură plantă, cu grâul. Și noi care eram grânarul Europei? Culmea că eram grânarul Europei, același pământ în care se cultiva grâul și era secătuit, de fapt, pentru că această monocultură secătuiește pământul, chiar și cu rotația culturilor sunt probleme mari cu solul. Acel pământ ar fi putut fi cultivat cu multe, multe alte plante în diverse alte sisteme de agricultură și ar fi fost probabil mult mai hrănitoare produsele agriculturii și cred că și mai rentabile din punct de vedere economic. Hai să vedem acum și întrebarea pe care o avem pe SMS. Dieta cu puțin hidrați, carbon, poate fi adecvată în timpul sarcinii? E o întrebare care nu are legătură cu subiectul. Hai că s-a gândit că pâinea, da, conține foarte mult. Într-adevăr, o dietă cu puțini carbohidrați poate fi ținută în timpul sarcinii, dar încă în legătură cu o dietă ketogenică se consideră că nu ar fi adecvată. Și iarăși, o dietă cu puțini carbohidrați te poate duce să mănânci multe grăsimi și acele multe grăsimi pot conține diversi contaminanți liposolubili care trec în lapte și pot ajunge în corpul copilului. Deci iarăși nu ar fi o idee foarte bună să mănânci foarte multe grăsimi în timpul sarcinii, aceeași idee și cu proteinele. Deci nu aș merge neapărat pe o dietă cu foarte puțin carbohidrați, dar probabil că dacă organismul tău funcționează bine și ai o diversitate mare de alimente, în special de legume proaspete, poți rămâne undeva la 150, poate 200 de carbohidrați pe zi. Probabil că întrebarea vine de la o doamnă. Și da, frica este foarte mare atunci în timpul sarcinii de îngrășare. Să fii gândită că dacă va reduce nivelul de carbohidrați, nu se va mai îngrășa atât de puternic în timpul sarcinii. Da, da, da. Eu am două exemple foarte apropiate. Sora mea a slăbit în timpul sarcinii pentru că a mâncat foarte, foarte corect. Și prietena mea la fel, copilul nostru a apărut dintr-o mămică slabă. Acum este foarte important să nu cădem în extrema cealaltă, în sarcină. Deci dacă o dietă cu foarte puțin carbohidrați nu este neapărat indicată și anumite medii ale științei medicale o consideră chiar periculoasă, extrema cealaltă, după părerea mea, este mult mai periculoasă și asta înseamnă excesul de carbohidrați, deci mâncatul de dulciuri și toate celelalte se pare că transmit probleme până la a doua, a treia generație. Deci copiii acestor mame au tendință la obezitate și chiar nepoții acestor mame care au băgat în ele dulciuri și pâine și pizza cât au putut pot avea probleme cu obezitatea. Deci iată că obezitatea nu e doar o problemă culturală sau o problemă a unei generații, ci se transmite chiar pe cale epigenetică de la o generație la alta. Foarte important. Deci atunci când ești în sarcină, nu mănânci doar pentru tine, ci o responsabilitate pentru o persoană care este găzduită în corpul tău. Deci este o persoană diferită, nu ești tu. Și atunci trebuie ca acea persoană să fie respectată și să primească totuși o alimentație corectă, da? Evident, poate fi o discuție mai lungă, pentru că sunt mame, nu, care fumează, beau alcool, iau diverse medicamente, droguri, deci discuția poate de natură și până la urmă poate că nu pâinea ar fi cel mai rău, dar astăzi vorbim despre pâine. Sper că ți-am răspuns la întrebare pe SMS și hai să venim și la întrebări strict despre pâine. Mai e ceva pe SMS? Deocamdată nu. Haide să vedem pe Yahoo Messenger, că sunt foarte multe întrebări. A fost întrebarea cu diabetul și de ce medicii diabetologi recomandă consumul la 100 de grame de pâine în diabet. Din punctul meu de vedere este o greșeală foarte, foarte mare recomandarea de pâine în cazul diabeticilor. Au fost foarte multe controverse, bineînțeles, toate aceste recomandări legate de pâine și cereale vin dintr-un singur loc, vin din Statele Unite. Acolo au fost foarte mari interese comerciale care au ajuns să promoveze pâinea și grâul, să spună că în diabet și chiar pentru prevenirea diabetului trebuie să mănânci mai mulți carbohidrați, dietele fără grăsimi, da, toată acea poveste cu acizii polinesaturați, niște erori pe care le-a făcut
economia americană, hai să spunem guvernul american, pentru că nu vorbim de medicină în general, întotdeauna au existat și medici care au arătat și au demonstrat clar, au existat dintotdeauna și studii care au demonstrat că acest consum de pâine este foarte periculos pentru diabetici, dar și pentru omul normal, deci predispune la diabet. Greul este un factor extraordinar de important. Se spunea că în general făina albă, dar, repet, nici făina integrală nu este mult îndepărtată, da? Deci este o mare greșeală din punctul meu de vedere să se consume pâine la diabetici. Pot exista eventual chiar alte surse de carbohidrați cu asimilare mult mai lentă și care nu au nici efectul iritant autoimun și alergenic al greului, nu au nici acel mimetism molecular care induce în mod direct diabetul, deci greul poate induce în mod direct diabetul neapărat prin rezistența la insulină, da? Dată de excesul de glucoză. Deci, din punctul meu de vedere, acele 100 grame de pâine fac mult mai mult rău decât bine. Și întrebarea pe care am pus-o la un moment dat la celebrul centru de diabetologie din București, unui mare profesor bine cunoscut, a primit următorul răspuns. Deci întrebarea mea a fost: de ce dați pâine pacienților când știți foarte bine că este extraordinar de nocivă? Ce vrei să dăm altceva? Exact, ăsta l-am mai spus, nu? Da, am ținut minte. Da, e ca o glumă, dar nu e deloc o glumă, s-a întâmplat în realitate și mi-a zis: păi, ce vrei să le dăm altceva? Și acum vom ajunge evident și la întrebarea, nu, clasică: cu ce înlocuim pâinea? Și eu am pus totdeauna problema în felul următor: dacă un om este alcoolic sau dependent de droguri, îl întreb cu ce înlocuiește drogul. Nu poate să înlocuiască cu alt drog, asta e evident, da? Poți să mergi spre o altă activitate care să îți ia din preocupare. Așa și aici. Pâinea nu poți să înlocuiesc cu un lucru care să conțină tot gluten și tot amidon, că de asta mă oferesc. Atunci încerc să merg spre celelalte grupe alimentare care să-mi ofere totuși energie, care să-mi ofere nutrienți, o densitate micronutritivă mult mai bună. Și vorbim de toate legumele până la urmă, pentru că sunt nenumărate și cei care spun că n-au ce să mănânce în loc de pâine, evident că nu au deschis o carte de bucate sau nu s-au dus în piață, pentru că acolo sunt zeci, poate sute de alte alimente care pot fi alternative. Alții vor să înlocuiască cu brânză, deci o să cadă din lac în puț, cel puțin pentru vasele de sânge, brânza este cel puțin la fel de periculoasă. Ai deci... văzut că francezii au tradiția ca după fiecare masă copioasă sau mai puțin copioasă să consume ca un fel de desert cașcavalul. Consumă niște brânzeturi, doar că la francezi sunt mai multe detalii, așa cum se spune și despre italien, că mănâncă multe paste, totuși nu mănâncă aceleași paste pe care le mâncăm noi. Sunt multe diferențe între aceste culturi și chiar adaptări de ordin genetic. Deci niște modificări de acest tip, contează și activitatea fizică foarte mult, dar și cantitățile totale. Da, pentru că francezii mănâncă precum niște vrăbiuțe, nu am văzut înfulecând, chiar și celebrul croissant de dimineață este destul de mic, da? Deci nu mănâncă o pâine la o masă cum mâncăm noi, da? Probabil că s-ar și speria. Deci cam despre asta ar fi vorba cu cele 100 grame de pâine la diabetici. Din păcate nu avem ce să facem. Iarăși, hai să mai dau niște alternative ca surse de amidon sau de carbohidrați, nu? Vorbeam mai devreme, măcar să încercăm să scăpăm de gluten. Mâncăm niște mămăligă, mâncăm niște hrișcă, meiul, a întrebat cineva cu fulgii de mei. Azi la mei. Meiul nu conține amidon, meiul este o pseudocereal, s-a folosit tradițional și în această zonă, dacii nu mâncau celebra mămăligă de mei, greul a apărut mai târziu. Deci, iată că avem foarte multe alternative. Tu spuneai de orez, are și orezul problemele lui, dar măcar nu are gliadină. Ce ar mai fi? Cartoful ca sursă de amidon, da? Bineînțeles, au apărut la noi și pseudocereale ceva mai scumpe, vorbeam de hrișcă, quinoa, amarantul, dar ele deja ne pot da o gaură serioasă în buget. Deci sper că am acoperit. Un alt prieten de-al nostru ne întreabă unde ar duce o dietă bazată numai pe pâine. Bazată pe pâine ar însemna că ar mai fi și alte alimente sau dacă mănânci numai pâine. Evident că au fost oameni care au supraviețuit mâncând și doar pâine cu apă. Hai să mai multe aspecte. Dacă are la dispoziție orice cantitate, da, bineînțeles că se poate îngrășa, sau dacă are o cantitate limitată, nu cum au fost acei oameni năpăstuiți prin lagăre sau prin închisori, care evident având o cantitate limitată au supraviețuit. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că au avut o stare de sănătate optimă și se dă totdeauna exemplul celor care au supraviețuit din lagăre sau din pușcării, da, și au mâncat pâine cu apă. Sunt cel puțin două aspecte. Unu, faptul că mulți dintre ei intraseră acolo cu o greutate mai mare,
și doi, faptul că cei mai mulți au murit. Deci noi am văzut doar supraviețuitori și trăim cu impresia că a fost bine ce li s-a întâmplat, că uite, au mâncat pâine și cu apă 10 ani la carceră și au mai trăit până la 90 de ani. Așa sunt excepțiile, da? Cei mai mulți, din păcate, au pierit acolo. Hai să vedem alte întrebări. Alexandra ne întreabă pentru tiroidită, după cât timp nu mai atacă acei anticorpi organele dacă se trece la o dietă fără gluten? Sunt diverse tipuri de anticorpi, dar între 6 luni și 2 ani pot supraviețui. Știm foarte bine, nu, că în urma unui vaccin corpul poate avea o adaptare, nu, împotriva unei proteine, nu, că până la urmă asta sunt anticorpii, care poate să dureze și zeci de ani, da, imunitatea la o boală. Deci trebuie lăsat o perioadă suficient de lungă de timp pentru ca anticorpii aceia antrenați să atace propriile țesuturi să dispară. În schimb, între timp vei avea multe alte efecte benefice, inflamația o să se reducă foarte mult, deci o îmbunătățire rapidă, da, stările de somnolență sau de depresie și ele se vor reduce foarte mult dacă renunți la pâine. Și deci va fi mult mai bine. Aici aș face o completare cu stările de somnolență la cei care spun că eu mănânc pâine cu cereale dimineața sau pâine sau cereale cu lapte, etc., etc., și se simt bine. Sunt general oameni care consumă și cafea, cofeină. Încercați să mâncați acele lucruri doar simple, fără cofeină, și o să vedeți că după câteva ore somnul și moleșeala o să vă răpună. Da? Deci, în general, se merge foarte mult pe asocierea cofeinei, da? Asocierea cafelei, care să biciuiască un pic corpul și să-i dea energie. Știu că toți medicii sunt fanii cofeinei, dar eu prefer să mă feresc de ea și să o consum doar ocazional când simt că am cu adevărat nevoie. Ia să vedem dacă mai sunt și alte întrebări. Data asta au venit mai multe întrebări pe Messenger. Ia să vedem. Consumul de pâine prin prisma autoimunității l-am rezolvat. Despre făina de secară și alte tipuri de făină am vorbit, da, sunt ceva mai bune decât făina de grâu, însă asta nu înseamnă că sunt recomandate, da, sunt un rău ceva mai mic. Aici totdeauna se face confuzie, nu? Dacă un lucru este permis, asta nu înseamnă neapărat că îl recomandăm sau că dacă mănânci pâine de secară îți va fi mult mai bine. Sunt ceva mai bune decât pâinea de grâu, dar nu extraordinare. Iar alte tipuri de făină, cum ar fi făina de migdale sau alte tipuri de făină de acest tip, din punctul meu de vedere, nu ar trebui încălzite, pentru că ele conțin acei acizi grași foarte sensibili la temperatură și în momentul când e încălzit dintr-un aliment cu potențial benefic, tu îi transformi într-un aliment toxic. Deci nu trebuie încălzite. Aici iar foarte multă lume, când mai dau aceste sfaturi, confundă cu dieta vegană crudivoră, da? Nu are nicio legătură. Faptul că noi încercăm să menținem calitățile alimentelor se referă atât la alimentele de origine animală, cât și cele de origine vegetală. Nu au inventat veganii, deci ro-veganii, nu au inventat alimentația crudivoră, da? Nu, ei au inventat-o, este un lucru care a existat dintotdeauna, da, alimentele în natură se găsesc în stare crudă și cele mai multe dintre ele suferă modificări negative odată cu prepararea termică. Ăsta e un lucru foarte cunoscut, chiar și carnea pățește acest lucru, toate animalele, nu, carnivorele și chiar unele care nu sunt considerate carnivore și animalele omnivore consumă carne în stare crudă și se simt foarte bine. Au existat și experiențe cu oameni care au consumat carne în stare crudă și s-au simțit foarte, foarte bine. Deci nu aș încălzi alte tipuri de făină, mai ales cele care conțin grăsimi. Și iarăși un aspect important, atunci când este produsă făina de grâu, ea deja ajunge la niște temperaturi foarte mari în procesul de fabricație, da? Și suferă iarăși nenumărate procesări. A fost o întrebare interesantă. Ia să vedem ce mai avem. Iulia are o întrebare pentru noi. Vrea să știe dacă pâinea este indicată pentru un pacient bolnav de cancer. Care pâine? Niciun fel de pâine. Despre asta vorbim. Din ce în ce mai multe dovezi există că aceste celule canceroase preferă glucoza și fructoza drept surse de energie. Deci tu, în momentul când dai un bolnav de cancer pâine, de fapt hrănești acele tumori. Deci trebuie să scoată pâinea
poți să cauți pentru boala canceroasă dieta Gerson. Există diverse idei și în dieta ketogenică legată de anihilarea tumorilor sau încetinirea creșterii. Da, dieta ketogenică pe de-o parte are foarte puțin carbohidrați, pe de altă parte corpii cetonici se pare că acționează pozitiv în acest sens, deci trebuie să te documentezi în această zonă și să vezi ce s-ar potrivi mai bine. Cineva ne pune o întrebare foarte interesantă: dacă e așa periculoasă pâinea, cum de nu s-a auzit încă de probleme grave de sănătate datorită pâinii, deci din cauza pâinii, da? Se știe că cel puțin în România sunt mâncători de pâine de performanță, deci ar trebui să existe ceva manifestări rapide. Și întrebarea mi se pare foarte copilărească, spui că nu s-a auzit de probleme grave de sănătate, păi românii sunt cel mai bolnav popor din Europa. Ți se pare că stăm bine cu sănătatea? Te uiți așa un pic pe stradă sau dacă te uiți la niște statistici cu diabetul, diabetul la copii, cancer, cancer la copii, boli cardiovasculare, păi suntem campioni la toate. Deci eu zic că ar avea și pâinea o legătură cu lucrurile astea. Nu știu, nu ai auzit tu de probleme grave de sănătate datorită pâinii, dar sunt sigur că acum, odată ce ai auzit de la noi despre ele și o să încep să te documentezi, o să constați că, într-adevăr, există foarte multe probleme grave de sănătate induse de pâine. Bineînțeles, nu doar de pâine, sunt și alte alimente. O să fac o scurtă recapitulare, eu pun cei 5 nu, da? Zahărul, pâinea și făinoasele, uleiurile vegetale, mezelurile și soia. Eu pe astea le consider ca fiind cele mai grave. Deci românii care sunt mâncători de pâine performanță stau cam cel mai prost cu sănătatea din Europa. Nu doar din cauza pâinii, dar eu consider că are un impact serios. Cineva ne întreabă, iată, Eduard ne întreabă dacă folosim făină de cocos la prăjituri. Provine într-o sursă grasă. Uleiul de cocos e ceva mai rezistent la căldură pentru că are grăsimi saturate într-o proporție mult mai mare. Nu aș folosi totuși această făină de cocos la prăjituri clasice, ci doar la prăjituri unde să știi că temperatura o menții cât mai scăzută. Într-adevăr, de multe ori când povestesc despre pâine sau despre prăjituri, mai sunt tot așa niște prieteni de-ai noștri care spun: da, da, uite, tu ai rețete pe site unde vorbești despre pâine. Da, tocmai asta spuneam un pic mai devreme, că nu am făcut o religie din renunțarea la pâine, ci din când în când putem să avem și câte o rețetă cu făină, poate chiar făină albă, sau mai facem și un biscuit la cuptor. Deci din când în când pot să fac asta, dar nu aș folosi în mod constant. Bineînțeles că ideal ar fi să nu mănânc deloc, din punctul meu de vedere. Sau copilul meu să nu primească deloc. Dar, evident, nu trăim într-o lume ideală. I-am mai dat cuiva un exemplu care tot așa îmi spunea că nu știu ce supliment luam, există un anumit aditiv chimic și spuneam, păi da, și în aerul pe care îl respir în București există câteva, probabil, mii de noxe. Asta nu înseamnă că plec la munte, da? Sunt și niște lucruri legate de latura practică a vieții noastre, da? Și măcar știm să ne ferim de pericole cele mai mari, adică nu voi cumpăra pâine, da? Dacă e să-mi fac pâine în casă, o fac cu ingredientele controlate și, cum spuneam, este ceva mai bună. Asta nu înseamnă că trebuie să mănânci pâine în fiecare zi făcută în casă, da? Evident, cineva care nu poate renunța la pâine, este obsedat de pâine și dependent total, e mult mai bine să aleagă o variantă integrală, o variantă făcută în casă, etc. Da? Deci la prăjituri poți folosi făina de cocos în măsura în care menții temperatura cât mai scăzută. Văd că prietenul nostru cu probleme de sănătate nu ne-a mai dat o replică. Îl lăsăm să studieze statisticile. Ia să vedem. Alex, i-am răspuns la întrebare. Ciprian are și el o întrebare. Fulgii de mei, ți-am răspuns, Ciprian. Sper că ești bine. N-am mai vorbit de mult. Sper că ești în grafic în continuare cu programul. Fulgii de mei sunt și în dieta mea din când în când. Nu știu dacă neapărat aceste cereale procesate sau chiar fulgii de mei, care și ei sunt procesați, ar fi pe primul loc, dar ca o soluție de compromis, cred că pot fi incluși în dietă fulgii de mei, deci nu aș considera nu apărat o mâncare ultra sănătoasă, dar nici dăunătoare nu este. Se pare că meiul ar avea o componentă antitiroidiană, da, predispune la acea gușă. Acum, în funcție și de cantități, da, probabil că nu mănânci un kilogram de mei pe zi, poți să-ți iei și boabe de mei să le fierbi, nu, cu legume și să le folosești în loc de orez. Ia să vedem. Cam astea ar fi întrebările. Ne-am apropiat serios și de final. O să mai fac o verificare să vedem dacă avem pe GetFit
întrebări, în zona de comentarii. Ia uite, avem o sugestie, știi că mai facem noi, puneam această întrebare despre ce v-ar plăcea să discutăm data viitoare. Despre alcool, ne recomandă prietenul nostru Marian. De la bere la tării, cu tot ce decurge din consumul lui, într-adevăr, merită un astfel de subiect. Noi am mai avut subiecte legate de alcool și de distracție. În preajma sărbătorilor atunci. Exact, când lumea începe să... Așa, la noi a existat în vara asta și e legat partea de bere de partea de cereale, pentru că sunt, au componente comune aceste industrii. La noi au reușit să corupă chiar medici renumiți, profesori renumiți, care au ajuns să spună că ar trebui să consumăm un litru de bere pe zi pentru că are siliciu. Asta era motivul. Are siliciu berea și de asta ar trebui noi să bem un litru pe zi. Faptul că are alcool, faptul că are la volan carbohidrați în ea, faptul că e estrogenică, da? Faptul că vine și cu niște calorii, nu. Și berea într-un final nu îngrășea, deci toate acele burți de bere de fapt erau făcute de la altceva, berea nu îngrașă. Deci berea era alimentul minune. Asta vara, ni se spune. După aia când vine iarna, sunt alte alimente, nu? Ceea ce e trist e că foarte mulți oameni preiau aceste aberații, aceste minciuni, până la urmă spuse de producători, aruncate de producători pe piață, și îmi asum cuvântul, da, minciuni, și le transmit mai departe. Adică se răspunde și acelei dorințe ale omului, nu, burtos și băutor de bere, care zicea, păi uite, vezi, de asta beam eu bere. Toată lumea spune că e bună și nutriționiștii, nu, celebrele, nu, cercetătorii britanici au descoperit că nu faci burtă de la bere. Ți se lipește burta de șira spinării dacă bei un litru de bere pe zi, nu? Așa observăm cu toții dacă începem să bem bere, cum slăbim văzând cu ochii, da? Rețeta succesului, două pâini și trei beri. Și două beri, da, deci... nu știu cum ar putea cineva cu minime cunoștințe de, pe la urmă, de biologie și cu minim spirit de observație să considere că berea e aliment sau... A fost trecută din motive comerciale și, repet, poveștile astea apar vara, da? Se împinge foarte tare consumul de bere și, bineînțeles, iarna trecem pe altele, câteodată se împinge și toamna consumul de bere, se consideră că și românul ar trebui să bea bere iarna, nu numai cehii și germanii, da? Noi suntem deocamdată la un consum mai mic decât media europeană și atunci ar trebui să ne umflăm și cu mai multă bere. A mai venit o întrebare foarte interesantă, am mai avut o dată la nuși și semințe. De ce se recomandă muierea semințelor? Cât trebuie muiate? La fiecare se recomandă un anumit timp. Nu avem timp acum să detaliem, dar cel puțin, hai să spunem, un 6-8 ore ar trebui înmuiate. Și de ce se moaie? Foarte simplu, prin înmuiere se inactivează anumiți antinutrienți și se activează anumiți nutrienți din semințe, da, se dă viață seminței, pentru că sămânța este blocată, nu, atunci când este uscată și în momentul când o înmoi, ea crede că va produce o plantă, chiar începe să producă o plantă, doar că noi o să o mâncăm între timp și enzimele dinăuntru, vitaminele, mineralele, proteinele, grăsimile sănătoase și carbohidrații cu asimilare lentă ne vor face foarte, foarte bine, da? În semințe, nu toate semințele însă sunt indicate să fie muiate sau încolțite. Poate discutăm într-o altă emisiune, da? Cam asta ar fi. Dacă mai sunt întrebări, nu le mai văd, cel puțin aici pe mai am un SMS-ul. Te rog. Ce părere aveți despre orzul solubil? Da, totdeauna vin aceste întrebări, hai să mai enumerăm un pic și o să răspund la toate, nu? Grăul încolțit, nu? Iarăși, alt subiect, etc., etc. Da, nu știu, sunt diverse astfel de pseudo-alimente sau alimente, sunt propuse ca diverse soluții, dar nu se găsesc în dieta noastră într-o cantitate rezonabilă. Probabil că te referi la fibrele solubile din orz. Cum spuneam, orzul este mai bun decât grâul, poți mânca și orz, are mai puțin gluten, dar amidonul este tot acolo, depinde acum de obiectivele tale. Deci fiecare aliment, până la urmă, se discută în context, da? Cine îl mănâncă, în ce scop, ce alte alimente are în dietă, etc., etc., da? Deci pot avea efecte diferite. Este și, nu, exemplul iarăși de tip gâgă, care se dă totdeauna, se spune, da, dar bunica mea a trăit 1000 de ani și mânca pâine în fiecare zi. Da, dar tu nu ești bunica ta, tu nu ai trăit la țară, tu nu ai dat cu sapa milioane de hectare, nu? Fuma și 5 pachete de țigări, da, pe zi? În hârtie cu plumb de ziar, știi? Sunt tot felul astfel de mituri care
au fost demontate, sunt de fapt niște erori de logică, nu? Și se dă excepția drept exemplu pentru o regulă, nu? Dacă există un om excepțional care a supraviețuit unui accident de mașină la 90 la oră, asta înseamnă că ar trebui tot să facem asta, nu? Sau dacă un fumător dintr-un milion a trăit 100 de ani și restul au murit care pe la 60, 70 sau chiar mai devreme, înseamnă că ar trebui să fumăm. Deci dar mai e de luat în calcul și următorul lucru. Oamenii de la țară chiar muncesc. Muncesc și consumă și foarte mult și elimină și multe toxine, exact, și multe lucruri negative. Exact, exact. Și mai e un aspect foarte important legat de oamenii de la țară, deci pe lângă stresul redus, somn, etc., etc., faptul că omul de la țară este expus la ce? Soare. Deci vitamina D. Acum ai acolo pe masă o sursă de vitamina D. Deci oamenii de la țară au și vitamina D, care protejează și de cancer, care reglează și hormonal. Omul de la țară a mâncat de acolo din pământ. Sunt cu totul alte discuții față de bunici și alte personaje care au trăit cu sutele de ani, nu? Vorbind de parcă cine știe ce recorduri ar fi, 80-90 de ani. În alte țări astea sunt lucruri absolut normale. Bineînțeles că la noi, unde majoritatea mor la 60-70, da, a trăi 80-90 e un mare record, dar când le pui în perspectivă și vezi că de fapt durata de viață și în România a crescut odată cu avansurile medicinei, vezi că de fapt în alte țări este mult mai mare decât în România, atunci aceste exemple de tip o persoană dintr-un sat a trăit mai mult decât ceilalți, deși mânca pâine, e altă discuție. Și ca să încheiem așa în rezumat, fosilele, da, arheologia ne arată clar și antropologia că omul de când a început să mănânce mai multe cereale, da, și a renunțat la stilul de vânător, culegător și chiar de păstor, a scăzut în continuu în densitate osoasă, în înălțime, deci omul a suferit ca specie în urma consumului de grâu, că spunea cineva, de ce nu se văd bolile? Se văd și nu se văd doar la noi, ci se văd și pe parcursul la, să spunem, vreo 2000 de ani așa. Deci omul, pe măsură ce a renunțat la mod tradițional de viață, și-a pierdut din capacități. Bun, cam asta ar fi pentru astăzi. Trebuie să desemnăm câștigătorul. Of, 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 foarte greu. Grea decizia. Grea decizia câștigătorul. Cred că o să avem o câștigătoare. Ia să vedem. Și am puțin suspans. Da, mă uit printre întrebări acum. Da, haide să îi dăm Alexandrei Tănase, are nevoie și de încurajarea noastră. O să te rugăm să dai un SMS la un mail la contact@arondsuplimente.ro. A fost întrebarea despre boli autoimune, cred că a fost una dintre cele mai interesante întrebări. Sper să te faci bine, sper să îți revii. Nu e vorba aici doar de gluten, studiază problema, există și cărți care se referă la metode naturale de îmbunătățire a unei astfel de situații, chiar a bolilor autoimune în general, și aceste cărți se găsesc pe internet, îți poți comanda și poți urma cât mai multe sfaturi de acolo. Oricum ele te vor ajuta, pentru că vei duce o viață sănătoasă oricum ar fi. Bun, deci pentru data viitoare încă așteptăm sugestii de la voi. O să discutăm și despre alcool când vin sărbătorile. Aveam și o sugestie, m-am tot gândit acum pe parcursul emisiunii, ca data viitoare să încercăm să elaborăm niște rețete compuse din antrenament, odihnă, nutriție și rețete culinare, plus suplimente. Cum ar fi mai bine să combatem noi stresul ăsta? Niște formule, da. Pentru a combate stresul cotidian, cel puțin în București, lumea trece de la stadiul de stres la stadiul de nebunie. Păi da, azi am făcut dublu de acasă până la radio, deci se vede că a venit toamna. Da, e o idee bună, sper că și prietenii noștri care ne ascultă vor fi alături de noi să discutăm un pic despre combaterea stresului cu alimentație, sport și suplimente. E o idee grozavă. Nu zic că e o problemă de interes național. Exact. Și eu sunt interesat de asta și cu ocazia asta o să mai reduc un pic din stres. Să ne îmbunătățim așa puțin mentalul și fizicul. Bineînțeles, o idee combătând foarte bună. Combătând stresul, factorul ăsta mare, care aduce major, o grămadă de probleme. Major. N-am vorbit despre pâinea prăjită. Asta e, o să vorbim cu altă ocazie. Pe scurt, nu este bună pâinea prăjită. Cu asta... Eu, Cristian Mărgărit, vă spun la revedere. Vă invit să vizitați în continuare cristianmărgărit.ro și getfit.ro, unde veți găsi foarte multe articole.
Poate mulți dintre dumneavoastră sunteți revoltați în legătură cu lucrurile pe care le-am spus în această seară. Vă recomand în continuare și să vă documentați, nu doar să vă revoltați, și veți constata în urma documentării că nu visasem eu noaptea urât, ci din contră ar trebui să mâncăm mult mai puțină pâine. La revedere! Uite și o melodie așa pentru câștigătoarea din seara asta. Pentru întrebare, ne reîntâlnim miercurea viitoare după orele 20 aici la Active FM. Get Fit!